diferentes la Dinamo. În primul rând vine la Mersiț, mulțumesc pentru această prezentare. Încep să pare foarte bine că am întors la Dinamo înapoi, de unde am plecat. Și sper că în acest an să luăm campionatul și să jucăm în centrul. Sunt Aude din Bună și Sfântul Dumnezeu. Vreau să spun că mi-am făcut un tricou cu numărul 9. Mi-e foarte drag Marius Nicolae și o să-mi rămână drag. Cum este foarte drag dacă este să ne uităm în istorie pe și pe Dorin Mateuț. Marius, cum e să joci împotriva Astelei? Pentru asta cred că creștem ca jucător pentru meciul ăsta, în derbiul ăsta. Mai ales ca din Amovesc. Este și plăcere și o și determinare maximă să joci împotriva rivalei său. Acum, am să te rog să ne povestești ceva. Dacă vei dori să povestești, bine. Dacă nu vei dori să povestești, iarăși bine. Cu niște ani în urmă, ai fost într-un concediu, în Maldive. Și mai zice aminte, vorbeam la telefon. Și de fiecare dată discuțiile noastre telefonice se încheia cu două cuvinte. Se încheiau toate discuțiile telefonice. Spui tu mai departe sau spun eu? Să pun în cameră de Bicu. Deci, să pun în cameră frumos Bicu. Îți spui tu sau spun eu? Nu este o... Da, da, da. Salut! E absolut normal pentru noi. În momentul în care Marius, gândiți-vă, era Maldive, departe, și tot la telefon, da, muie Steaua și așa mai departe, de la un moment dat cineva l-a bătut pe spate. La vremea respectivă nu era la noi. Era Bocină. Ce-ai mă dă, dragă, ce aici? Deci, muie Steaua să vă zici și în Maldive. Marius, știi ce-ți doresc, nu? Să dai goluri multe, să te pensionezi de la Dinamo, să rămâi în tribună la Dinamo și să facem ce trebuie să facem. Și îmi doresc foarte mult să ai fericire, fericire pentru că n-am apucat să te